Guvernul are de acoperit 20 de miliarde de lei la buget. De unde vine gaură? Ciucă spune că marile companii nu-și plătesc datoriile. Nu că ar fi scăpat de sub control cheltuielile statului, iar colectarea merge mai greu decât se aștepta. Ministrul Căciu de la Finanțe își contrazice șeful și spune că nu e vorba de 20 de miliarde, ci de vreo 5. Cei 3700 de mari contribuabili aduc... Doar ei aduc 40% din bugetul statului. Anul trecut, doar primii 5 mari contribuabili au adus 3% din PIB-ul țării, adică peste 7 miliarde de euro. Mergem la Anca Dragu, fost ministru de finanțe. Bun găsit! Să rămână! Haideți să vedem. Poate fi mesajul premierului un pont că se pregătește taxarea specială pentru marile companii cu afaceri de peste 100 de milioane de euro, așa cum s-a mai discutat, și ce efecte ar putea avea o astfel de măsură? Pentru că, pe de altă parte, avem reversul monedei, tocmai vorbeam mai devreme. Mediul privat are niște practici fiscale impecabile. Da, ar putea fi, să știți, și mi-a venit și mie ideea aceasta în momentul în care am citit comunicatul de presă dat de marile companii astăzi prin Asociația Concordia, la care sunt cei mai mulți parte, sunt participanți acolo. Și, într-adevăr, declarația prim-ministrului este foarte ciudată, mai ales că după aceea ședință de guvern, ministrul finanțelor spune că nu e nicio gaură. Deci, eu am ascultat cu mare surprindere două declarații total diferite din partea două persoane care au participat la aceeași ședință. Ori n-au fost atenți, ori iar i-au pus premierul în punctaș ceea ce nu trebuia pus, că l-au mai pus, să zică, lucruri bizare în această perioadă de când e prim-ministru, cel puțin atunci când vine vorba despre finanțe și economie în general. Deci este un scenariu posibil că, de fapt, folosesc această situație pentru a introduce această taxare pentru marile companii. Dar trebuie să facem foarte clar de la bun început. Acest deficit mult peste cât se estimase, această gaură bugetară, cum se vorbește, are la bază proasta croire a bugetului. Am spus încă din decembrie 2022, a spus Consiliul Fiscal încă de atunci, că veniturile sunt umflate, sunt supraestimate și cheltuielile sunt subestimate. Consiliul Fiscal venea și cu o cifră de peste 11 miliarde de lei umflate pe venituri. Și ce vedem acum? Că, într-adevăr, veniturile din TVA, cea mai mare problemă o avem la încasările din TVA. Deci, nu cred că putem spune că e vorba de dările de la companiile mari aici. În timp ce avem o creștere a cifrei de afaceri, cel puțin așa vedem din datele de la statistică, de 20%, TVA-ul a crescut cu numai 1,9%. Adică TVA-ul crește chiar cu mai puțin decât a crescut inflația, decât au crescut prețurile. Aici este marea problemă. De ce nu colectează TVA? Și pe profit, într-adevăr, acolo avem chiar o evoluție negativă, o scădere față de perioada precedentă cu 16%, iar am căutat peste tot în declarațiile ministrului, pe site-ul Ministerului Finanțelor, nu este niciun fel de explicație de ce profitul nu a funcționat și în 2023. Ce soluție are guvernul pentru acoperirea acestei găuri de 20 de miliarde de lei? Ar trebui să implementeze această reducere, ajustare, regândire a pensiilor speciale, pentru că este o măsură pe care România și-a asumat-o în Planul Național de Reziliență și Redresare, în PNRR. De acolo ar obține imediat câteva miliarde de lei, chiar și anul acesta. Chiar dacă nu a mai rămas decât jumătate din an când ar putea să fie aplicată o asemenea recalculare. De asemenea, ar putea să se uite la taxa de solidaritate în domeniul petrol și gaze, care taxa de solidaritate știm bine că a fost cumva scrisă atât de strâmb încât nu se mai poate aplica. Toate țările o aplică, compania de stat o aplică, compania privată cumva acolo ne-a scăpat. Și vorbim de 4-5 miliarde de lei pe care statul român, la care statul român renunță din
din competență, din nu știm exact din ce motiv, cert este că renunță. Deci, la o primă strigare, cred că aproape de 10 miliarde se pot obține din două măsuri mari și late și corecte. Apoi trebuie să dea semnalul corect guvernul și să înceapă această reducere a numărului de secretari de stat. Avem cel mai mare număr de secretari de stat, Dumnezeule, 200 de secretari de stat. Guvernul României poate să funcționeze cu sub 100 de secretari de stat. Acesta, desigur, nu aduce niște cheltuieli, niște economii extraordinare, dar dă o direcție și un mesaj corect către toată economia, către aparatul de stat, către investitori. Dă această semnal de responsabilitate că, într-adevăr, guvernul merge în direcția corectă și înțelege problemele cu care se confruntă. Deci trebuie să stopeze angajările la stat. Știți că au mai încercat și acum un an să stopeze angajările, da. Și ce să vezi, în ultimele 2-3 săptămâni înainte de aplicarea deci se angajau sute de persoane. La fiecare ședință de guvern vedem, de când avem acest guvern PNL-PSD, zeci și zeci de posturi noi înființate, ba unele chiar la cele mai bănoase instituții, la celebru ANR, care, ia uite, nici n-a reușit să ne scape de criza energetică, avem 100 și ceva de posturi nou înființate și așa mai departe. Deci măsurile sunt acestea mari, dar și măsuri mici de economisire prin care statul ar da dovadă că înțelege ce se întâmplă, că e responsabil. Pe de altă parte, deficitul bugetar foarte mare este un factor care duce la creșterea inflației. Dar, atenție, numai nouă cetățenilor nu ne place inflația și numai pe noi ne lovește inflația. Statul este ajutat de această inflație pentru că îi cresc veniturile, iar un debitor, în general, statul este un debitor, în multe situații, debitorul este favorizat de situația inflaționistă. Ne place mesajul, mai multă competență, mai puțini angajați. Vă mulțumim foarte mult pentru intervenție și pentru răspunsurile date și pentru discuție. Vă mulțumesc și eu.